Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Aude bine, mai bine. La 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 la. Chide ușa aia, bine. Gata, stai bine. Hei, hei! Băi, în primul rând, vă pupă Jean. Bine ai venit, Jean. Bine m-am găsit. Ce faci? Cu ce gânduri pe la noi? Băi, în sfârșit, eu am vrut să vin de mult, crede-mă. Dar nu m-am simțit în stare, pentru că aici trebuie să ai multe policalificări, să respecti NTSM-ul, norme de tehnică a securității. Corect, bun. Așa este. Și eu, după cum știi, nu știu să gătesc. Cum nu știi să gătești? Bă, dacă ești aici, la noi, în sezonul 10, sunt convinsă că știi să gătești. Am început să iau lecții și probabil o să învăț. O iau așa încet. Îți place? Băi, mișto. Totdeauna ești în căutare de perfecțiune, de gust bun, de mișto plating-ul ăsta să iasă frumos la final. Să vedem acum. Nu știu. Băi, ai emoții? Am. Sincer? Sincer am. Îți urez multă baftă. Mulțumesc. Auzi, și sper să impresionezi pe cei trei șefi. Ah, să impresionez. Se iau un cuțit. Curaj, Jean. S-a fără emoții. Ceag, mai mic. S-a apreciat mai mic. M-am venit să le fac o surpriză. Să vă gătesc biban a la Jean. Vă pupă, Jean. Să mă strădui să gătesc ceva bunicel, zic eu. Avem aici filet de biban de mare. Că nu mai dă mare, că dacă era de gârlă, nu prea ieșea cum trebuie. Avem aici șparanghel. Nu prea gătesc, sau cam deloc nu gătesc. Și avem niște... Nu știu ce, dar e. E ceva bun, niște ierburi. Că toată rețeta nu trebuie să o știți. Biban a la Jean, așa. Am venit mai mult să-mi iau și un cuțit. În primul rând nu vreau să dezamăgesc familia, soția, fimea, pentru că a zis, dacă nu vii cu un cuțit, îți zic, poate în spate. În spate, în picior, unde o fi dat să-mi iau? Da. Să o iau ușor, așa că nu prea țin minte, sunt multe. Inițial am vrut să gătesc altceva, cu totul mai special, dar necesitam multe ingrediente, foarte multe produse. Când am văzut lista, am zis, ce asta? Rețetă? Nu mă duc la farmacie. Deci, na, gata, domne. Cam uit. Nu le am pe toate în cap. Dar vreau să-i dau pe spate. Să-i dea pe spate... Mult spus, dar... Eu sper să iasă bine, mă, pentru că, să fiu sincer, m-am antrenat puțin. N-am avut mult timp la dispoziție, dar o zi a venit cineva, mi-a arătat, bă, fă așa, fă așa, fă așa. Bine, băi. Hai, mă. Mă, așa. Invers, așa. Îmi place să bucătăresc. Sau mai bine zis, să o încurc pe soție în bucătărie. Asta mai trebuia să-mi iau nevasta cu mine aici. Câte e capace în lobiu? Nu așa, fă așa. Că eu pe ce pun mâna? Să sparge ceva, să arde ceva, să strică. Fac rele. Și atunci doar poate să ajut așa să toc o ceapă. Mai bine să cânti ceva de supărare, să plângi și să toci o ceapă. O damigeană, un pahar și cu lăutar. Uite așa îmi place. Stai cu șparanghelul că se duce timpul. M-aș bucura tare mult să se strângă ei toți trei așa pe farfurie, să înceapă, păi ce bune, cine e ăsta, știi? Da, nu cred, e greu, e greu. Hai mă, Jenică, mă, să se facă auriul ăla frumos, așa, ca în filme. Deci o să iasă bibanul ăsta, știi cum? Sâță de măță. Făcut așa cu niște șmecherii de alimele frumoase. Oh, stai mă, Jenică, mă. 3-4 ingrediente. Sare, piper. Doamne, ce frumos. Tot să mănânce aici, uite. Dar merge și o muzică, nu? Că fără muzică... Eu sunt omul bun la toate. Ce fac eu, nimeni nu poate. Muzica e făcută pentru oamenii veseli sau triști. Și să-mi cânte lăutare, să beau și să chefuiesc. Am un foc la inimioară, nu mi-l potolește o țară. O pai de ridi. E, dragii mei, a sosit momentul să facem plating-ul. Prima dată când am aflat că la ornamentul produsului se spune plating, mai suna
Plating-ul este... Și să moară mamă dacă nu l-am plătit. Deci e plătită, domne, forma și aspectul. Înseamnă plating. De... Bine că știu. Doamne, stimați telespectatori, dragii mei, rețeta Biban Alajan cam asta este. Simplă, să nu te... E de reținut ca atunci când prepar pește să știi să alegi și vinul. Vin alb și un demisec merge, dar de preferință unul sec, dar bun. Să-l sorb, să-l... Și tai din fileul ăla și că, că-mi lasă apă în gură. Dacă și lor le-a lăsat apă în gură, deci n-ar mai mânca nimeni în România pește decât Biban Alajan. Acum sper să nu mă fac de râs ca să tai al doilea cuvânt, Jean. Să las doar Biban. Bă, trebuie să le zic un banc. Hai, zi repede, până vine mașina. Ăsta, până vine până mașina. Mașina. Da, hai să vă zic repede un banc. Vine trenul. Iisus Hristos la cina aceea de taină. Doamne, măcar un cuțit. Știi? Așa, uite, bine. Vine repede, pac, 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 să uite la apostol ce în seara asta unul dintre voi mă va trăda. Sfântul Petru zice, să fiu eu ăla, Doamne. Sfântul Pavel la fel, să fiu eu ăla, Doamne. Matei. Matei la fel, să fiu eu ăla, Doamne. Luca, să fiu eu ăla, hai, Doamne. Hai, mă, du-te la Iuda mai repede. Ajunge și la Iuda, să fiu eu ăla, Doamne. La care Iisus Hristos, să fiu eu ăla, Doamne, să fiu eu ăla, Doamne. N-ai înțeles. Alo. Hai. Hai, ce avem aici, că nu e. Carne de rață. Pește! Aaaa. Merge cu șprițul alb. E un filet așa cu o crustă interesantă. Ei a dus fără pielea. Niște roșii și un roșiule, așa niște ardei grăs. Sporanghel și un soțuleț alb. Ce foarte tare! Voi vorbiți fiecare pentru el. Adică voi nu aveți un dialog. Voi, băi, voi vă prezentați aici, fiecare. Și adică voi vorbiți asta alb aici. Voi. Aici în farfurie. Băi. Mamă, deci avem o de-aia. Bă, băi, oamenii aia se uită la voi. Noi suntem aici, bă, după să avem 10 un dialog. Eu am început să vorbesc singur. Hai să vedem cum este gătit pește. E bun, bă. Da, sparanghelul crezi că e de la borcan și tras un pic la tigaie? Nu e de la borcan, e de la piață. Nu știu, mi se pare că e un pic cam prea gătit. Hai, gata, mai bea o gură de vin, că poate-ți vine gustul mai bun. Eu zic că e o bucătăreasă care are 10 ani de experiență. Nu cred. Eu 10 ani? Doamne. S-a apucat de bucătării pe vremea când ne-am apucat noi de jurizat mâncare. Zici? Da. N-am decât câteva ore. Pielea trebuia să fie mult mai crocantă. Păi cât de crocantă, că n-aveam timp. Așa nu e fad peștele. Mai o gură de vin, Florine, să vezi cum merge. Nu este bucătar cu experiență, după farfurie trebuie să fie de sex feminin. Feminin. E domnișoară. O domnișoară. Elegantă. Elegantă, frumoasă. Cred că e designeriță. Un lăutar, frumos. N-a găsit încă ce-am găsit eu, dar și-o am căutat. Pe știu ce-ai găsit? Os. Ceva, superb. A, vorbim de... A, că e burlac, la asta te referi. Da, că e burlac. A, ok. Burlac. Doamne, burlac. Să mai fiu burlac. Bă, cred că o să fie foarte greu sezonul 10, să nu-i mai căutăm omului, știi? Doamnelor și domnilor, anunțăm oficial că la sezonul 10... Ce? Nu îi mai căutăm soție lui Scărlătescu. A, deci tot despre mine e vorba în sezonul 10. Păi ține și în sezon special. Nu mai este vorba despre tine aici. Să faci chestia asta din 3 în 3 concurenți. Este vorba doar despre 10. Acum, dacă e vrea 10 neveste, să ne spui. No. Păi asta zic. Votăm și noi, domnișoara designeriță. La gust să știi că nu era. Doar parcă o idee cumva over cu peștele, dar foarte puțin, depinde de... Bă, e atât de simplă farfuria. Ceea ce nu-i rău deloc. N-a spus nimeni că e bine să-i rău. Nu. Băi, mie îmi place. A băgat, n-a băgat. Băi, e wannabe, adică și-ar dori. Bine v-am găsit! Alo, salut! Deci a ghicit că e burlacul... Ai zis burlac, de 10 ani cu experiența asta mi-a plăcut, m-am simțit extraordinar, zic, băi, am câteva ore de când am învățat, dar când ai spus domnișoară, m-am topit. Eu am zis că e domnișoară. Jeană, de câți ani ești căsătorit? Cam 30 de ani. Oi, mamă! De 3 ori 10.
Câți ani ai tu? A, păi ce ani suntem? Vreo 2000 de ani, foarte mulți, mulți. Deci în surat de 30 de ani. De multe ori. Da, cu aceeași nevastă. Foarte tare. Și sunteți pe bune de la Craiova sau e doar nume de scenă? Bunicii mei se trag de acolo. Eu m-am născut pe Dudești aici în București. Am copilării la Titu. La Titu? Și pe Pantelu. E o adevărată... Întreabă-l, bă, cum e la Titu? La Titu. Dar cum e la Titu, Jean? Mereu am zis să ajungem și noi în gara la Titu. Bă, nu prea am venit cu trenul. Mai mergeam cu trenul când eram mic, când vindeam înghețată pe tren. Mai mergeam cu trenul. Da. Înghețată de aia. Ba, da? Făceam și eu bănuț să merg la Bâlci. Era Bâlci. E Bâlci, da. La Titu, da? Da. Și acum e Bâlci la cum Titu. Să nu? Mă duceam la fermă, la sapă, ca să strâng bănuță. Mă duc cu gagica la Bâlci. Auzi, mă, Jeane, știi de ce te-am întrebat eu? Cum adică 30 de ani de căsătorie? Cum te-a ținut nevastă ta de zici că ai 20 că de viață? Cred că mi-a dat numai frunze să mănânc. Dar nu vrei să ne zici câți ani ai? Ba da, 50 de ani. Cum? Ai, 50 de ani. Mulți înainte. 70. 51. 52. Fac 52. Dacă mai mă gândesc puțin. Da, și eu tot în 70. 70, da. Da. Și atâtea nopți nedormite, trebuia să arăt puțin mai cocurgeat. Ăla nu se văd, mă. Probabil mâncarea. De cât timp ești în cariera asta muzicală? Vreo 35 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc frumos. Jeane, când ai luat-o prima dată 10 la muzică? Am tot luat pe la 12 ani, pe la 14 ani. Nu asta e problema. Problema e că treceam clasa, că mă lua să cânt la serbări de astea de sfârșit de an, că nu prea le aveam cu aritmetica. Okay. Așa era pe timpul ăla. Și a zis, băi, ia chitara și cântă la serbare. Și cânta astea, ce să cânta la cina cu flacăra. Da, cu copacul, da. Flori, micuța blondă, astea. Bravo, bă, hai, că ai trecut. Ce era? Școala populară de artă? Ce era atunci? N-am făcut școala populară de artă pentru că eram la școală, a venit soacră mea, a zis ori nevasta, ori școala și era perioada de însămânțare și am ales nevasta. Am făcut conservatorul la fabrica de conserve, deci a fost tot. Conservatorul la fabrica. Băi, Jeane, eu nu o să uit niciodată când te-am cunoscut prima oară, e a treia oară când te văd în viața mea și prima oară e cea mai importantă. Aveam 6 ani și ai cântat la nuntă la maica mea și la taică. Așa e. Așa e. Bune, mă. Da. La Niculițel, la... 6 ani, da, știu. Erai 94-95, mă, 94-95, da. Păi, Jeane, ce ai te-ntrăci? Burlac, burlac. E bun. E bun și așa ce. E bine, place că am venit și vă iubesc și am venit să vă văd și... Puțină garnitură. Însă peștele și usturoiul foarte gustoase. Wow, bravo, bine! Gustoase, pește și bine. Usturoi gustoase. Bine! Jeane! Wow, bine! Este foarte gustos, bravo! Mulțumesc! Bravo. Am și un cadou pentru voi. Ai, mulțumim. Uite, mult! Cu un CD-ul cu muzică lăutărească, orchestra de la Cluj. Altceva, un artist complet cântă de toate și am zis și eu, știu că tu n-ascult, dar încearcă, că e ceva frumos, merge ce? La spirit. Muzică de petrecere, muzică lăutărească, ascultă, să știi. Aveți de un cadou pentru tine. Și e de aur. Cu pat, mamă, cuțită de aur. Două ghiulane, un lănțău și mai rămâne mi-au muzici. Mă închin. Mulțumim din suflet, așa de mult. Mulțumim mult de tot. Doamne, cu pat, unde i-au fost? Pe acolo, pe acolo. Atenție, bun de calci. Atenție că e prag. Bă, foarte mișto a gătit. Nu mă așteptam. Peștele foarte bun. Foarte bun, gustos. Cred că mănâncă mult. Și sare și asta. Cred că mănâncă pește, știi? Da, da, da. Bravo. Aha. Bun. Bun. Arang tang 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 arang tang 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 arang tang 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 arang tang tang tang. Tu mai ai CD player în mașină? Cred că da. Cred că n-ai. Ba nu, am. Am, că apăs pe buton să ridică ceva și pot să bag și DVD și... A, da? Da. Ce zici, da? Cred că doar eu am. Bă, dar de ce n-am și autograf pe el, mă? Unde-i Jean, mă? Băi! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.